prezent în România există o serie de furnizori de servicii de teledetecție satelitară, dar aceste servicii se referă de fapt la accesarea de către fermieri a unor link-uri pe bază de user și parolă. Aceasta presupune de fapt ca fermierul să acceseze periodic aceste link-uri și să încerce să interpreteze ceea ce găsește acolo. Ce face diferit AECTRA în materie de servicii de teledetecție satelitară? În primul rând că livrează către fermieri cu periodicitate stabilită de comun acord cu aceștia rapoarte de teledetecție satelitară gata interpretată. În acest fel, dumneavoastră, domnilor fermieri, vă concentrați atenția pe treburile din fermă, pe treburile din câmp și lăsați pe seama noastră această muncă de accesare și interpretare a indicatorilor satelitari din imaginile satelitare. Importanță majoră pentru dumneavoastră o reprezintă indicele de vegetație diferență normalizată, acel NDVI. Acest indicator se corelează în general cu biomasa, cu indicele suprafeței foliare, cu procentul de acoperire a terenului cu vegetație și, bineînțeles, cu activitatea fotosintetică a plantelor. Cu alte cuvinte, dacă analizăm acest NDVI pe imagini satelitare, observăm acele porțiuni de teren în care anumite plante sunt în stare fiziologică diferită față de majoritate. Un alt indicator satelitar pe care noi îl furnizăm prin acest serviciu se referă la indicele de apă diferențiată normalizată, prescurtat NDWI. Acest indicator este utilizat pentru a monitoriza condițiile de umiditate din învelișul de vegetație. Practic, acest indicator surprinde conținutul de umiditate din mezofilul frunzelor. Acest indicator este influențat de umiditatea de la nivelul țesuturilor plantelor, motiv pentru care, în mod expres, acolo unde există sistem de irigație, recomandăm obligatoriu monitorizarea acestui indicator. Prin furnizarea către fermieri de date și imagini satelitare gata interpretate, aproape în timp real, practic reușim să surprindem stresul hidric al plantelor și acest lucru vă ajută la realizarea unui management superior în ceea ce privește resursele de apă pentru plante, respectiv momentul de aplicare a udărilor, momentul în care plantele intră în stres hidric și așa mai departe. Pentru a beneficia de serviciile de teledetecție satelitară, dumneavoastră trebuie să trimiteți către echipa AECTRA delimitarea exactă a parcelelor pe care intenționați să le monitorizați, obligatoriu în format KMZ. Ulterior, noi importăm aceste delimitări de parcele în aplicația noastră satelitară.